Salutare băi lume bună și bine v-am regăsit la un nou episod din insula sălbăticeilor. Aici și ce faci mă cu toate itemele astea? Nu vrei să ți le fur, nu? Nu? Păi îmi pare rău domnule Envy, dar ți le-am luat pe care am putut. Băi, suntem aici cu o grămadă de albinuțe, otoleia. Suntem 16 membri, nu știu dacă sunt toți online acum, dar cel puțin 10 cred că sunt. Ia să-i numărăm, 1, 2, 3, e un admin, cred că ăsta nu e pe insula noastră. 4, 5, 6, 7, sunt destul, sunt cel puțin 10. Și se pare că lumea deja a început să-și construiască pe aici căsuțe. O să mergem noi la fiecare să vedem ce au făcut. Dar până una alta, bă, drăgălașilor, dacă mă auziți, sper că mă auziți, că v-am băgat pe Discord, apucați-vă și mai spargeți din torțele astea, că se face lag din cauza torțelor. Sunt prea multe torțe, mai spargeți din ele, să fie, na, încât să nu se spameze, dar sunt exagerat de multe torțe, e torță aproape la fiecare bloc. Așa, deci aici, Casa Viorica-i Dăncilă. A, domnul Gabi Șerban, n-aveți voie în ea. Eu intru că eu șmecher, mă. A, na, ce-mi faci, domnule Gabi Șerban, să te văd. Ia, ăsta care e, bă? A, e Venki. Deci aici are niște crafting table-uri și un chest, domnul Viorica Dăncilă, domnul Găbiță Șerbăniță. Și aici sus, iar niște furnale, niște chestii. Este interesantă, e o căsuță destul de basic, dar drăgălașă. Aici nici nu știu ce. Aici ce e, mă? A, e un sign, dar nu e nimic pe el. A, e o piscină, mă. A, și-a făcut casă cu piscină, mă. Vilă cu piscină. Cum era? Era o fază. Vilă cu piscină pe Madonna ca vecină. Ceva în genul ăsta, nu știu. Vă rog, vilă cu piscină pe Madonna ca vecină, dacă nu mă înșel. Ceva în genul ăsta era. Aici este un... Băga mi-aș picioarele în el. Bă, aveți grijă că ăla explodează acolo. Dar nu știu de ce. Începuse să facă figuri la mine. Ăsta... A, ăsta are și hopăre. A, ăsta e mai șmecher făcut. Ok, e un bloc spart pe aici, nu știu de ce. Ia să încercăm să-l punem înapoi. Hop. Bun, să mergem mai departe. Aici iar este un sign. Ah, ba da, welcome, insula lui Sebi, în Shan Zone. Ah, e în Shan Zone, ok, bun, interesant. Aici și aia, iar la fel. Da, bun, aia mă uitam de lapis, să avem lapis. Cineva a încercat să-mi arunce ceva, dar nu știu ce. Ăsta este... What? Nu vrei să-l omori? Ah, mă ajută. A, bine, înseamnă dacă e cu minte, las, stați un pic că îmi dă cineva mesaje. Gata. Bun. Aici, casa lui Envy. A, domnule Envy. Uite, bă, are un epuraș. Ce vezi, băi, săltărețule? Ești drăgălaș frumoșel, sigur. Ia să vedem ce are domnul Envy aici. Bă, îmi place scara. Îmi place, chiar îmi place scara. Ia aici niște chestiuțe, itemele lui. Vă dați seama că nu le... are ceva, domnul Envy. Bravo, domnule Envy. Bine, domnul Evin, sincer, cred că e cel mai activ, ca să zic așa. Sincer. Și să vedem. Pe ăștia îi răsplătesc eu cumva ăștia care sunt activi pe insulă. Am făcut și o grămadă de level, nici nu știu, ia T/S level parcă. Level 6230 avem, bă, oameni buni. 6230. Două diamante vizită, ia uzi. A, da, uite. A, două diamante vizita. Scuze, frate, uite, ia două diamante aici. Bă, mă jefuiesc fanii, băi. Mă jefuiesc fanii, oameni buni. Așa, ia să vedem. Băi, omorâm ăstuia, săracul de el. Îi facem prostii pe aici prin casă, dar văzuți că nu explodă. Interesant. Gen, nu-i explodă căsuța, aici are presupun ca să poată să sară, ca și mine. E drăguță și asta. Păi de ce să-mi iau diamantele, mă, că-mi plăcut vizita. Ne dăduți apă, cu ce? Păi zise că sunt două diamante vizita, făcură în vizită. Ia uite, ce căută e puroiul ăsta negru mă aici? Păi două și aici diamante jos. Vizita, dar vă dăduți apă. Păi de ce ne dăduți apă? Că Cu ce? sunt moștri înăuntru. Lasă bă. Ia uite la asta, de ce ne dăduți apă? Bă, de unde au dispărut toate ăștia? Aveam mult mai multe iteme aici. Bă, nebunilor, voi furați, mă? Care fură? Ia uite la ăștia, bă. Ia să ne uităm noi pe aici. Bă, și item, și astea, și hopărele. Mă, unde au dispărut toate? Sau le-au mutat nebunaticii? A, cred că le-au mutat, mă. Au făcut ceva, le-au mutat. Că nu erau, nu, ăsta erau pe undeva pe la mijloc. Stați un pic că s-au făcut schimbări la insulă. Și nu știu, ia stați un pic. Da, a, iar am făcut chestia asta. Practic acolo e limita, fraților. E limita insulei. Și dacă ies din limită cu fly-ul, mă scoate. Ne este un pic. De alături, da. Sau nu știu cum, ceva genul ăsta. Ia. A, da mă, uite, le-au schimbat, mă, le-au schimbat de asta. Aaa, redstone iteme, așa da, bă. Frumușel, frumușel, bravo, bravo, îmi place. Îmi place, da.
Interesant, dar... A, ia uite-mă, pe aici era intrarea, ce prost sunt. Eu mă apucai să spărsei. Îmi dădui fly că nu știam pe unde se intră. Dar ia să facem noi ăștia înapoi. Băi, drăgălașilor, hai până una alta, că acum am terminat de vizualizat ce s-a mai făcut pe insulă. Uite și minioenii. Otule, ia, ce faci, mă, frumoșule? Haideți, strângeți-vă aici, în mijloc. Hai, da, toată lumea în mijloc. Hai, un, doi, un, doi, toată lumea în mijloc. Toți cei care mă auziți. Și sper că mă auziți. Salut, domnule Ronaldinho, ce faci? Băi, drăgălașilor, eu vreau să facem în felul următor. Vreau să ne apucăm să facem orășelul abonaților. Deci fiecare să-și facă, ideea mea era în felul următor, să-mi spuneți și voi dacă sunteți de acord, dar îmi spuneți, îmi scrieți, că nu am cum să vă aud pe Discord. Să facem în felul următor, la mijloc, să facem ca un fel de cerculeț, ca un fel de ăsta, cum se numește, sens giratoriu, ca să vorbim în limbaj de circulație, și în el, că și așa mi-au zis toți că vezi, Doamne, să-mi fac statuia cu skin-ul. Să facem statuia cu skin-ul, pe el, cum ar fi în mijloc. După care pe lângă să fie ca un fel de centru comercial, să fie magazine de mâncare, gen ca un fel de McDonald's, chestii din astea, de haine, de chestiuțe, mă înțelegeți voi pe mine? Dați din cap dacă mă înțelegeți. Mă înțelegeți? Bravo, așa. Și după să facem străduțe în fiecare parte și pe strădute stânga-dreaptă să ne facem toți căsuțe. Fiecare abonat să-și facă căsuța lui, cum deja s-au apucat de altfel să facă, pentru că am spus din episodul trecut. Cum a făcut Viorica Dăncilă, domnul Envy și... Dar aici chiar, că nu ne-a zis a cui e căsuța. Ne-a zis doar să-i lăsăm diamante. Dar nu ne-a zis a cui e căsuța. Da, în orice caz, asta ar fi ideea mea și eu zic că e destul de interesant. Dar haide să aflăm mijlocul. Trebuie să aflăm cumva mijlocul. Ca să începem construcția. Știți care e chestia? Că, așa cum am spus, vedeți, dacă ies deja de aici, asta e limita. Acolo e limita insulei noastre. Și eu, sincer, aș fi vrut să fie mai mare un pic. Pentru că... Vreau să... Adică suntem mulți pe insulă, oameni buni. Acolo deja e insula altcuiva. Dar știți care e chestia? Că totuși se poate construi, mă înțelegeți? Deci nu ne-ar încurca neapărat. Dar singura chestie... Bă, ce vă gurăți, bă, nebunilor aici? Că se spamează ăștia. Stați un pic că băgăm torțe. Și în partea asta e. Băgam aș picioarele, vedeți, asta e ciudat. De asta nici nu prea e bine să folosești fly-ul. Așa, în orice caz. Da, eu ziceam să-l folosesc că acum să punem de astea. Băgați-mă torțe aici, că se spamează nebunii. Așa, făcut careva zi sau se făcut zi, chiar nu înțeleg. În orice caz. Hai da la treabă. Hai da la treabă. Ce ești? Să-l invadezi pe săracul om cu toată ceata de abonați. Să-l invadezi acolo. Ar fi ceva, dar nu, că n-ai voie, dacă nu e, de exemplu, eu acum, aia e chestia, dacă eu construiesc în exterior, asta, bucățica asta aici nu o să mai fie protejată. Adică, de exemplu, dacă ăla vine de acolo, o să poată să spargă aici. Dar ideea e că nu cred că se găsește nimeni să vină la noi aici să ne spargă, sincer. Cine-l lovim, mă, pe domnul Luca? Trasă cineva după el. Și cred că era un schelete, că cu arcul nici eu n-am voie să-i lovesc, decât cu pumnii. Uite, vedeți? Cu pumnii. Asta pe asta nu mă lasă, că e Armin. Dar mă lasă pe celălalt. În orice caz. Hai da, lume bună, hai da să vedem care e mijlocul. O să-l iau așa ochiometric, că nu stăm să calculăm neapărat. Deci, dacă vine în felul următor, ăsta e un mare pătrățoi. Cam pe aici vine mijlocul, sincer, undeva în zona asta. Deci pe aici e mijlocul, băi. Sau bine, în jurul ăsta i-al facem. Să nu-ți respargeți, pe astea aici e mijlocul, da? Hai da! Fiecare, în primul rând vă zisei să mai spargeți din torcele de ăștia, că ne fac lag. Și o să ne apucăm fiecare să facem orășelul. Și oricum, bine, ce nu facem pe episod și așa, o să mai continue lumea și eventual și eu că o să... Bă! Ăsta a fost frame drop. Să continue lumea și eu că o să trebuiască să fac și o căsuțe chestii, să dezvolte orășelul, mă înțelegeți voi? Așa cum am făcut deja. Suntem 16 membri și, sincer, cred că o să adaug undeva la vreo 5 pe episod, nu știu ce să zic. Dacă aflu cumva o modalitate de a mări insula, pot să bag mulți. Dar așa deja suntem prea mulți pentru o insulă atât de micuță, mă înțelegeți voi? Bine, nu e micuță neapărat, dar prinsă-ți vă ideea, ia. Asta de ce nu minerește, bă? Ei, minerește, băi! Life is... să scot armura, să vedeți skin-ul, uite. Uite-le, gata, sunteți fericiți? Dar cum, voi nu știți skin-ul, că mi-l știți. Ce aveți? Așa, hai da. Deci aici să fie un mare cerculeț. Să facem un sens giratoriu, dar din ce să-l facem noi? Să-l facem din stone bricks-uri, zic eu, nu știu, mă gândesc.
Nu știu, de obicei nu înțeleg de... Ia, ce face ăsta, mă? Așa. De ce nu fac eu în felul următor? Deci dacă ăsta este așa, să facem în felul următor. Cât de cât de mare să-l facem? 1, 2, 3, 4, maxim 5 să fie lungime. Așa. Și aici facem așa. Bă, iar am o frame drop. Dar nu știu dacă... Nu, că, adică merge bine, nu e lag, dar am câte un frame drop. S-ar putea să nu fi dat eu restart la PC ca prostul. Da. Și să... Cum se numește? Hai mă, faceți un cerc. Sau lăsați-mă pe mine să mi-l fac. Din cauza asta să fie o mică problemică. Ia. Băi, dar faceți și voi ceva, oameni buni. Hai, da. Una, două, trei, patru. Cam așa ia, să vedem. Bă, da, deci sunt frame drop-uri, frate, e frame drop destul de mare. Suntem și prea mulți într-un loc. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, da, a început să fie frame drop destul de mare. Mă enervează, deci mă enervează. Deci suntem prea mulți, frate, într-un loc. Spargem din torțele ăștia, că deci ăștia ne fac lag, am observat chestia asta. Că de când am spart porcăriile alea de torțe, că bă, data trecută au fost și mai multe, dar am mai spart eu din ele, a început să fie mai, să fie mai ok. Da, se pare că... Care intra și salut, salut. Ce cauți mai aici? Te lăsai eu să intri? Un, doi... A, scuze. Păi așa. Vezi că iar am frame drop-uri, nu știu de ce. E de la tine, habar am, nu știu. Cred că ce ai zis tu mai înainte, sunteți prea mulți pe insulă și prea multe torți și toate căcaturile pe acolo. De-aia nu e ok să adaugi mult din bric. Să nu fie de la PC-ul meu. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Tu ești fondator? 1, 2, da. Deci când pun bloc am frame drop, uite. Sau când îl pun acolo, nu știu, e ciudat. Când îl pui acolo, deci da. Când îl pun, uite, ești una. Sau da. Când sparge acolo. Deci uite, fii atent. Bă, nebunule. Când pun la distanț, la 0 cum ar fi, bine, 0 la, nu știu cât suntem, 119, 118, am lag. Deci dacă îl pun sus, nu e nicio treabă. Când am spart și am pus aici jos, mi se blochează. Adică când spargi, se blochează un pic și după când pui da. Mai mult. E ciudat. Văzut eu că nu face mereu. Auziți voi? Boldule, deci doar dacă e, hai să le punem pe din afară. Nu, acum a început și aici. Eu ce? Un, doi... Deci n-auzi, când pun la distanța asta de jos de aici, pun bloc, am frame drop. Dacă pun deasupra, n-are nicio treabă. Minecraft Logics, abarăm. Da, nu știu, e ciudățel. Chiar ciudățel. Sebi, poză. Hai mă la poză, dar vă zisei că la filmare nu mai stăm de poze. Gata? Sebi, mă supăr. Păi de ce te sper, domnule Victor? Că vă zisei, deci le scrise că încep filmarea și că nu mai scriu pe chat. Așa. Da, deci e ciudat. Doar când pune în partea asta. Da, acum uite, se întâmplă de la TP accepturile vieții, că dau ăștia în continuu TP accept. Băi, dar nu mai stați mă lângă mine, deci vă rog eu, faceți ceva. Ori faceți ceva, ori pe bune, că unii din voi o să-i mai dau afară de pe insulă. Păi voi veniți aceia să mă ajutați sau să mă încurcați. Dar uite că și când pun alții se întâmplă. Nu știu, e ciudățel. Chiar e ciudățel. Uite, da, deci uite. Când am pus blocul, bam, mi s-a blocat. Ia mă că le punem pe deasupra că și le spargem după jos. Așa, 5, 1, 2, 3, 4. Na, făcurăm ceva greșit. A, păi de aici vine. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, și încă 1, 4. Și aici, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Așa, bun. E de la Minecraft, bă, e de la server. Păi numai că serverul merge bine, uite, n-are nicio treabă, dar nu știu ce raha se întâmplă. Da, zic, e de la Minecraft. Sunt prea mulți pe insulă, prea multe chestii încărcate. Pune-te la somnic, chestiile. Eu zic, pune la somnic, nebunul. Băi, deci eu văd că ăștia nu fac nimic. Să-mi bag picioarele dacă fac ceva. Deci, bă, e treaba voastră. Pe care îl văd că stă și că nu face absolut nimic, o să-l, și din potrivă mă încurcă, o să vă dau afară din voi, că și așa suntem prea mulți. Păi nu, dar pe bune acum, adică
A, Sebi, că vreau pe insulă. Pă voi vreți pe insulă să faceți ceva sau vreți pe insulă să stați să vă uitați la mine? Că dacă vreți pe insulă să stați să vă uitați la mine, o să vă dau afară pe mulți dintre voi. Așa, așa că... Deci aici, practic, o să fie mijlocul și ia să punem, punem și un... Da, stai un pic să pun. Da, nu mai am. Da, ce faci? Apa, da, mai am. Ce, bă? Da, ce faci acolo? Bă, vreau să fac ca un fel de orășel. Așa, bravo. Bun. Aici o să fie în mijlocul ăsta, o să fie, practic aici, pe undeva o să fie mijlocul, o să fie ca un fel de statuie, da, că ați vrut să fac statuie în fața porții. Așa, și o să plece de pe aici drumuri, să zicem așa, da? Placă drumul, placă drumul. Și bine, în primul și în primul rând o să fie un cerculeț mai mare în jurul ăstuia, unde să fie exact cum ziceai, magazinele și chestii și după să plece așa ăstea... mă înțelegeți voi, să plece străduțe, ca să zic așa. Bă, dar, Boldule, ia zi-mi, dacă eu construiesc și lărgesc insula asta și unde practic nu mai este a mea, e vreo problemă? A, păi tu poți să lărgești pentru că ai o peda, n-ar trebui să o lărgești până unde nu poți. A, deci în mod normal ei n-au voie să construiască aici. Păi decât nu, moderatori și chestii. Tu poți pentru că ai o pe, de-aia poți să construiești peste regiunea altuia, cum ar veni. Aha, aha. Păi și nu poți mă să mărești regiunea, că suntem mult pentru o insulă atât de mică. Și pentru planurile mele mărețe. Aș putea. Păi vezi cum să faci, vedem. Găsești o soluție să... Trebuie să mă uit câte blocuri sunt acum maxim și vedem la cât mărim. Și nu neapărat să le mărești pe toate, că pentru 4-5 player e destul de mare asta. Dar pentru 20-30 când s-or face, că adaug la fiecare episod și suntem prea mulți, știi? Aș putea adăuga să poți să-ți mărești insula în funcție de câți membri ai. Sau aș de exact, asta ar fi cel mai bine. Că vedeți foarte bine, că e, insula e mare, că vedeți că e dita mai, dar e micuță pentru că suntem, aia e ideea. Bă, dar eu văd că minerii ăștia nu minerez, mă, de ce? A, bă, da, mă, mineresc. Dar minerez mai greu. A, ăștia nu minerez chiar așa de repede ca noi, bă. Minerește omul. N-are stres. Vreau să-mi pun și eu mineri din ăștia, bă. Da, bine, eu nu prea am bani. Am 31 de mic, am furat de pe la oameni de pe aici. Am vândut. Că eu, în mod normal, nu prea am bani. Haide să mergem noi. Vă zic că Viorica Dăncilă are o grămadă de furnale. Să-mi bag ăstea în ele, să-mi topesc piatra. Și bine, nu mai avem noi multe de făcut. Ia uitați-vă cum vin toți după mine. N-ai văzut așa ceva. Așa. Ești frumos. Da, sunt drăgălaș și de aia, cred. Tu ce mai erai drăgă? Ah, mulțumesc. Mersi. Și o să mai facem off camera, adică bine, off camera, o să mai facă lumea, o să mai continue și o să mai vedem. Ah, uite, mă, mi-a dat stone mi-a dat. Bravo, mulțumesc, domnule. Ești un drăgălaș. Nu înțeleg de ce din nou nu pun ăștia așa, dar este partea a doua. Uite, bă, că îmi dă și... Bă, da, acum când fac stone bricks-uri, îmi dă level aici. Așa, mulțumesc pentru astea. Și bun, deci avem așa, două străzi, ca să zic. Mai facem două și în partea asta. Și după ăștia, oricum, o să le spargem. Ăștia sunt momentan ca un fel de puncte de reper, mă înțelegeți voi pe mine. Bine, insula asta o să trebuiască, știți cum putem să facem? Insulă, fermă, ăsta, pardon, fermă, animale și nebunii le facem sub, un strat mai jos. Și sus să fie doar ce e frumos, mă înțelegeți? Zic eu, așa ar fi cel mai ok. Și ăstea cu generatoarele tot la fel. Și să se minerească jos. Aici să rămână doar ce e frumos, mă înțelegeți? Eu zic așa ar fi cel mai ok. Așa, bun. Și după ce ne mărește boldul ăsta... insula, maxima de blocuri. O să mai facem, așa cum v-am spus, un cerc mai măricel. Mă înțelegeți? Tot în jurul ăsta și de acolo să plece după, practic, străzile. Mă înțelegeți voi? Și casele să fie pe cerc una lângă alta și la străduță să fie loc ca să mergem pe strada cu casele oamenilor. Eu zic că e o idee destul de ok. Acum, dacă voi nu sunteți de acord, să fiți sănătoși, n-aveți ce să-mi faceți. Glumesc, vă dați seama. Mă lăsați în comentarii dacă nu sunteți de acord. Dar nu cred că o să fie cazul. Băi, iar mă încurcați, mă. Mulțumesc pentru mere, dar am destule momentan. Viorico, știi care e problema? Autostrada trece prin casa ta. Bă, trece autostrada prin casa lui, mă. Ce-i face, mă? Îți dau 30 de dolari în joc, îți dai seama?
Și îți muți cocioaba de aici, auzi, bă, Gabi Șerban. Îți muți hârbul ăsta de aici. Glumesc, bă, nu știu, să vedem cum facem cu casele care sunt deja existente. Dar cred că cel mai probabil o să le mutăm. O să le mutăm cumva. Băi, drăgălașilor, pentru episodul de astăzi cam asta a fost. Eu zic că o să iasă destul de frumos treaba asta, dacă o să ne ajute și oamenii. V-am spus, pe cei pe care îi văd că nu sunt nici activ și nici nu ne ajută cu mai nimic, eventual o să mai răresc din ei, ca să zic așa. Sau exact, chiar mă încurcă. Ca să putem să adăugăm oameni care chiar vor să se joace, mă înțelegeți? Că așa, eu vă cred că vreți tot să stați pe filmare sau nu știu ce, dar ideea e că trebuie să mai și facem ceva. Deci, cam asta a fost pentru episodul de astăzi. Nu uitați că linkul de la server este în descriere, băi oameni buni, este serverul non-premium. Și vă aștept aici și mai adaug, așa cum am spus, la fiecare episod adaug alți și alți oameni. Și v-am spus, dacă îi mai dau afară din cei care sunt deja și nu fac nimic. Și noi o să ne vedem ca de obicei data viitoare. Vă pup, pa, pa!